plus să aflăm lucruri unii despre ceilalți și cred că același lucru interesează și pe spectatori. Cu siguranță că pe unguri interesează să afle lucruri despre români și invers, pentru că există un zid invizibil care ne desparte și care există și în spectacol, mai mult sau mai puțin. Uneori îl trecem, alteori nu îl trecem, din vari motive. Cred că spectacolul, noi ne-am propus să iluminăm anumite aspecte ale conviețurii noastre, care probabil că nu este împreună decât în rare momente, ca acesta, de exemplu. Bună, eu sunt Andrei, am născut de ziua națională a României și sunt din Botoșani. E lui Bondul Român, eu sunt au cum eu, eu teamă că trebuie și pe Gordea și pe mea. E închise cu democrația, e democrația și acum este foarte important să vorbim despre această problemă sau această problemă a conviețuirii între români și maghiari. România are multe minorități, deși se cheamă un stat național unitar, ce este neadevărat. Și e foarte important să intre mai mult și tot pozitiv în discursul cu existența de minorități și majoritatea română. Și asta este o problemă nerezolvată, de fapt, de secole și pentru o societate modernă, democratică din Europa, este foarte important să-și rezolve problemele de conviețuire și de drepturile omului și așa mai departe. Eu am făcut o piesă de teatru la Târgu Mureș, s-a întâmplat așa, eu fac un film normal, am făcut o piesă de teatru pe care a văzut-o Alina și ea de mult timp și-a propus această chestie să facă o piesă de teatru despre Târgu Mureșul și despre cum trăiesc acolo unii și românii, mai mult sau mai puțin împreună. Și după ce a văzut spectacolul meu de teatru, ideea și propunerea a venit de la ea și m-a întrebat dacă facem împreună este despre români și maghiari. Eu cred că această problemă între români și maghiari are rădăcini istorice și este foarte veche și este foarte adâncă pe foarte multe niveluri. Dar normal că politica de toate zilele folosește această problemă nerezolvată când are nevoie de propagandă sau de... adică este foarte folosit. Dar eu cred că acest conflict interetnic există și la nivel psihologic, și la nivel social, și la nivel politic. Și e foarte important să o luăm în serios și să vorbim și să comunicăm. Și noi am încercat asta pe nivel personal și pe nivel colectiv. Dar ar fi foarte important să se facă asta și pe nivel de stat. Cred că în Ardeal ungurii și românii nu sunt egali, n-au fost niciodată egali. Cred că nu putem să vorbim despre multiculturalitate, ci despre interculturalitate. Acolo trebuie să tindem. Un copil român care studiază la liceu nu este egal cu un copil maghiar care studiază la liceu, pur și simplu pentru că nu dă bacalaureatul din același număr de materii. Și este și în inferioritate în același timp pentru că nu cunoaște cultura celui de lângă el. Și așa cum spune Reca în monologul acela din librăria maghiară, poate că învățând limba celuilalt, primești puțin din sufletul lui. Sigur că asta implică și faptul că ungurii din Ardeal sunt puțin români. Și asta cred că e foarte adevărat. Dar atunci ar trebui să existe o reciprocitate și românii din Ardeal să fie puțin unguri. Pentru că în felul ăsta devenim egal și putem comunica. Pentru mine festivalul ăsta este o instituție extraordinar de importantă, fiindcă și-am propus să promoveze acest gen de film care devine tot mai popular în toată lumea, fiindcă acum în secolul digital este foarte simplu de vedere tehnic și simplu și financiar să facem un documentar și există tot mai multe filme documentare și tot mai multe filme documentare foarte valoroase și filmele de ficțiune se apropie foarte tare de structură.
la festivalul ăsta se cunoaște toată lumea? Din punctul meu de vedere, nu există nicio diferență între filmul documentar și filmul artistic. Punctul meu de vedere fiind acela al spectatorului. Adică ceea ce mă atinge, ceea ce îmi vorbește, ceea ce exprimă ceva ce ajunge la mine. De unde știi unde începe arta și unde se termină? Cine poate să spună, mai ales astăzi? De ce această diferență între documentar și artistic? Adică, după părerea mea, filmul documentar este film de artă, este film artistic și poate că foarte mulți cinefili de generația părinților mei, de exemplu, care se plâng de dispariția filmului de artă, s-ar putea îndrepta spre filmul documentar pentru că el ar putea să fie noul film de artă. Poate, nu știu, doar o idee.